Peste 700 de persoane primesc indemnizație de șomaj în județul Mehedinți. Lor li se alătură mii de persoane care nu au un loc de muncă și nu au fost angajate vreodată. În ceea ce privește mediul de rezidență, 4.534 de șomeri provin din mediul rural și 822 din mediul urban. Comparativ cu luna precedentă, rata șomajului a crescut cu 1,38%. Astfel, în urma unor verificări efectuate, în evidențele AJFM Mehedinți, la sfârșitul lunii septembrie, a fost înregistrată o rata șomajului de 6,48%. Din totalul șomerilor, cei mai mulți fac parte din categoria celor cu studii gimnaziale, iar cei mai puțini sunt cei care au studii post-liceale.